Capii rețelei care aducea migranți în România și apoi îi trimitea ilegal în statele europene luau șpagă pe Revolut și acceptau chiar și sesiuni la spa și petreceri gratuite de Revelion. Banii veneau atât de la migranți cât și de la oamenii de afaceri care aveau nevoie de avize pe care altfel nu le puteau obține. Și vă reamintim, cei care încasau șpăgile erau printre alții un fost ofițer al Serviciului Secret al Ministerului de Interne și fostul și actualul șef al Biroului de Imigrări. De altfel, când șefului actual era prea lene să rezolve solicitările ilegale, fostul venea la birou din instituția publică și le făcea cu mâna lui. Referatul procurorilor conturează cine sunt liderii rețelei care trafica migranții. Vorbim în primul rând de cel care a avut ideea și care a adus pe toți împreună, Daniel Vasile, fost locotenent în structurile Ministerului de Interne, unde a lucrat inclusiv la Serviciul Secret al instituției. Acesta i-a racolat în grupare pe Vali Mitruș, șeful actual al Biroului pentru Imigrări Caraș-Severin, și pe Claudiu Sorin Perian, colonel în rezervă, fostul șef al Biroului pentru Imigrări Caraș-Severin. Dan Vasile poza drept un apărător al migranților. Este chiar președinte al Asociației Europene pentru Justiție și Protecție Socială. Și culmea, într-o postare pe Facebook, se plângea că la noi în țară vin prea mulți migranți pe care ar fi trebuit să-i cazăm și să-i hrănim. De altfel, el făcea deja asta. Potrivit procurorilor, unii dintre migranții pe care rețeaua îi aducea în țară din Bangladesh, Pakistan, Nepal, Siria sau Egipt erau cazați în România în condiții de lumea a treia. În unele situații, imobilul de la adresa la care s-a stabilit reședința cetățenilor străini este absolut impropriu pentru locuit, în stare avansată de degradare, fără geamuri. Capii acestei rețele au înființat mai multe societăți comerciale prin care aduceau migranți sub pretextul că îi angajează. Unele dintre firme erau inactive sau aveau alt obiect de activitate decât cel pentru care voiau muncitori. Știau exact cum să procedeze și ca să se pună la adăpost, racolau actuale cadre MAI sau care îi ajutau. Fostul șef al Biroului pentru Imigrări Caraș-Severin venea în biroul actualului șef și intra în bazele de date ca să valideze cererile firmelor din rețea, în locul acestuia, uneori rămânând acolo nesupravegheat, dar avea grijă mereu să se ferească de ceilalți angajați. Nu-i bun, ce dracu am făcut? Am greșit. 20 și 80 5 708. Da, l-am băgat bine. Ia să vedem. Conține, dacă o fi băgat firma asta. Mai este? Eu mai fi dat ceva? Probabil, nu știu. Mă gândesc că da. Stai aici așa, stai să mă duc să iau ăla. Trebuie să trimit analiza aia. Auzi, de la ăsta nu merge să lucrezi? La care? La ăsta. Eu pot să lucrez, numai nu salvează, știi? Nu salvează, adică nu pot să salvez să văd care le-am lucrat pe listă, știi? Nu salvează. Bagă-te să vezi. Numai să închizi ușa. Știi? Migranții pe care îi valida drept angajați ajungeau în România pe aeroportul Otopeni, de unde erau preluați de rețea. Contractele lor de muncă se făceau pentru o zi, o săptămână sau o lună. Unii nici nu apucau bine să aterizeze, că erau imediat duși peste graniță. Sunt mii de migranți cărora li s-a pierdut urma după ce au ajuns în țara noastră. 80% dintre ei, spun procurorii, unii cu potențial risc terorist, au ajuns în țările Schengen. Pentru fiecare se încasau bani buni, până la 6.000 de euro de persoană. Bani veneau și de la afaceriștii din vestul țării care voiau astfel de migranți ca angajați. Șpăgile de la ei erau date în Timișoara în mall-uri pentru ca aglomerația să ascundă tranzacția în parcările centrelor comerciale sau ale hotelurilor. În Reșița, cartierul general era într-un restaurant din centrul orașului. În unele cazuri, mita a fost livrată pe Revolut. Ei de aia ziceau acolo ceva de vreo 5.000 de euro. Zic, bă, nu știu. Bă... Păi așa mi-a zis, bă, zice... Bă, omule... Eu știu, eu de aia zic, eu nu știu ce are. Acolo cât a fost? A fost 5.000? Nu a fost 5.000. Eu știu, eu de aia te întreb. Nu, niciodată n-au fost atâta. El așa mi-a zis că ți-a dat ție... Nu mi-a dat bă nimica bă la restaurant atunci. Nu mi-a dat bă nimic, ce dracu. Nu-i problemă, lasă că îi luăm și îi dăm și ne-am scăpat de ei. Dă-i încolo. Șeful Biroului pentru Imigrări Caraș-Severin nu făcea bani doar din afacerea cu migranți. El încasa mită și de la oamenii de afaceri care aveau angajați fără forme legale. Într-un caz, pentru a-i pune legalitate, a fost trimis la spa în Băile Herculane și pentru că i-a plăcut foarte mult relaxarea, a cerut și a primit de la un afacerist și un sejur de revelion în același complex de